Dar și Ruga Bălățeană. 2017 este un an care adună și a strânge oamenii frumoși pentru a-i bucura cu muzică și nu numai. Și iată-ne în deschiderea acestei prime zile a sărbătorii noastre cu orchestra mare a ansamblului de pe Pârzava și vorbim aici de un ansamblu care de doar câțiva ani de zile a început să scrie istorie în ceea ce înseamnă muzica în genere, dar și coreografia, și o să vă convingeți dumneavoastră, dacă mai era cazul, pe parcursul celor câteva ore de spectacol pe care le vom desfășura astăzi. Așadar, aș vrea încă o dată din partea dumneavoastră și a celor prezenți aici și a celor prezenți la mese aplauze pentru orchestră și pentru dirijorul ei, care este și instrumentist, Rică Vulpe, un acordeonist foarte bun de alminter și un muzician desăvârșit. Ați văzut o orchestră formată în mare parte din virtuozi a instrumentelor de suflat, pentru că da, suntem în Banatul Montan. Vă felicit și să știți că nu sunt vorbe goale, v-am ascultat cu urechile sufletului împreună cu colega mea Petronela Petro Comora de la Primăria Reșița. Așadar, în organizarea Primăriei și a Consiliului Reșița deschidem zilele orașului de pe Bârzava și sper ca în aceste zile să vă simțiți bine și să uitați de grijile de zi cu zi. Să știți că avem momente foarte frumoase care se vor desfășura, dar înainte de toate avem un moment de suflet. Și vorbim despre Reșița, vorbim despre emisarii acestui oraș, nu numai în cultura populară, ci și în gastronomie, de ce nu? Să nu uităm că zilele următoare Primăria și Consiliul Local Reșița va onora pe copiii dumneavoastră care au avut rezultate foarte bune la olimpiadele școlare, naționale și internaționale. Și dacă vorbim despre emisari și despre oameni importanți din Reșița, vreau să fac o legătură între muzica tradițională și gastronomie, pentru că este știut faptul că bănățanul îi place să mănânce tare bine și la petreceri nici nu mai vorbesc. Iată și astăzi, la zilele Reșiței, avem acolo în spate tarabele în care se găsesc cu siguranță și mici, și friptură, și toate bunătățile pe care dumneavoastră reșițenii le puteți degusta și nu numai. De aceea am să îl chem în scenă pe domnul Paul Vasile. Poate o să vă întrebați dumneavoastră, dar de ce tocmai pe domnul Paul Vasile? Pentru că domnia sa este legătura între prezentator, între dumneavoastră și cel care va urma să vină pe scenă și pe care, într-un fel, aparte, îl sărbătorim. Eu vă spun atât, Sarea în bucate, TVR Timișoara, Reșița, care este pomenită de fiecare dată atunci când este invitat într-o emisiune de radio sau de televiziune, Uica Mihai, noi așa îl știm la TVR Timișoara, Uica Mihai, cel care împreună cu colegii mei, cu Veronica Mihoc și cu Florin Mihoc, realizează emisiunea Sarea în bucate. Domnul Paul, cred că dumneavoastră știți să spuneți mai multe lucruri despre ceea ce se petrece acum aici. Eu pot să vă spun însă că Uica Mihai este iubit și în Banatul de Câmpie și respectat foarte mult, că ne aduce de fiecare dată bucurie când vine la studio și că nu de puține ori m-am înfructat din bunătățile pe care domnia sa le-a pregătit în direct la noi la TVR Timișoara, la emisiunile speciale pe care le-am desfășurat. Și acum îmi aduc aminte de o emisiune de Paști în care am mâncat un drop de miel cum rar mi-a fost dat să mănânc. Așadar, l-aș chema și pe Uica în mijlocul nostru, într-un costum tradițional, pentru că, să nu uităm, Uica a fost în prima lui tinerețe, că acum se află la cea de-a doua tinerețe, dansator profesionist. Domnul Vasile, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc! Bună ziua și vă urez bun venit din partea Consiliului Local al Municipiului Reșița, din partea Primăriei Municipiului Reșița și din partea mea personală. Doresc să aveți parte de niște după-amieze plăcute, cu muzică bună, cu distracție și, în primul rând, să aveți parte de vreme frumoasă și ceva mai răcoroasă. Am onoarea să spun câteva cuvinte despre cel pe care marea majoritate îl cunoașteți drept Uica Mihai. În general, despre Uica Mihai se știe pe linia gastronomică. Ani lungi de emisiuni la TVR
3 ani lungi de emisiuni la radio, 10 de medalii de aur cucerite la concursuri naționale și internaționale pe teme gastronomice. Și, în general, parcă vine să spun că despre Ica Mihai nu trebuie să vorbești, trebuie să mănânci din ceea ce produce dânsul. Aș vrea totuși să adaug câteva cuvinte despre omul de dincolo. Bucătarul acesta, care utilizează un neoșcrai bănățean, îmbrăcat în port bănățean, este nu doar un bucătar, este un strălucit scriitor, poet, blogger, și de ce nu, chiar și jurnalist. Nu, chiar foarte, foarte de mult. Citesc cu plăcere proza lui, care este destul de acidă. Câteodată stai și zâmbești, câteodată stai și îți analizezi propria persoană. Dincolo de proză, poezia descoperă un om de o sensibilitate deosebită și îți permite să vezi dincolo de cuvinte sufletul unui om deosebit. Îmi cer scuze, dar cu un picuț de emoții trebuie să folosești ajutorul hârtiei. Ca să nu ne lungim prea mult, dincolo de toate acestea, după cele pe care vi le-am povestit, Ica Mihai a fost și una dintre vocile cele mai puternice care a promovat Reșița, peste tot pe unde a umblat, atât în țară cât și în străinătate, a promovat Banatul Montan. Pentru toată activitatea lui de 10 de ani pusă în slujba noastră a tuturor, în numele reșițenilor, în numele Consiliului Local, în numele Primăriei Municipiului Reșița, ne-am gândit să-i oferim un semn de mulțumire, de apreciere, printr-o plachetă pe care, cu voia dumneavoastră, am să o mânez. Acum, eu ca și jurnalist curios, vreau să știu ce scrie pe ea. Sau cred că cel mai bine ar fi Uico Metale. Să știi ce și-au scris oamenii ăștia faini care s-au gândit cu atâta respect și cu atâta drag la cel care a promovat peste tot Reșița. Și vă mai spun un lucru. La edițiile speciale pe care le realizam la TVR Timișoara pentru studioul regional, dar și pentru canalul național, la Paști sau la Crăciun spunea: fain, fain invitați, Felicia, auzi, dar de la mine, de la munce, ai vreunul. Dar așa de dulce era că el iubește toată muzica frumoasă și nu numai muzica de Banat, să vedeți ce fain joacă și ardelenește. Dar până la urmă venea așa și la ureche, cumva să nu-l audă, îi lasă să... Auzi, dar ai mei, de la munce, ai vreunul. Avem Uicu, avem și de la munce. Doamne, că vreau să știu ce diploma, nu m-am împăienjenit ochii de emoție, da? Așa, cu voia dumneavoastră, îi dau citire. Diploma de excelență se acordă domnului Uica Mihai pentru întreaga activitate în slujba culturii reșițene și pentru promovarea permanentă a municipiului Reșița la nivel național și internațional. Țucu-vă sufletul! Bună seara, Reșițo! Bună seara, reșițenii mei! Să vă îmbucure Dumnezeu sufletul să vă țină în palma Lui! Să știți că eu mi-s bănățan adevărat, mi-s vânăt pe piept, că mă bat cu pumnul. Și m-am născut în Reșița, am trăit 54 de ani în Reșița și sufletul meu a rămas aici. Dacă vă uitați în apa Bârzavei, oricând era ea murdară de uloi de la combinat, oricând e acum limpege și umblă cleanul în ea, să știți că acolo în fiecare picătură e câte o bucățică din inima și din sufletul meu. Ne-a dat Dumnezeu un oraș atât de frumos, care a trecut prin lucruri grele, dar și prin lucruri frumoase, și trebuie voi, acum, că noi, ia ca eu și generația mea, niți bătrâni, să-l păstrăm și poate să-l facem ca nou. Ce să mai spun? Ce-a făcut primăria pentru mine e un lucru extraordinar și aproape că îmi pare rău că trebuie să ies la pensie, dar nu ies de voie, ies de nevoie, că mi-s bătân, nu mi-o-i mățân oasele și muierea nu mai mă lasă să umblu până târguri, până festivaluri, până igei, că bag seama acolo la bătrâneață a devenit geloasă. Așa că mi-au la revedere de la meseria asta,
dar niciodată, cât o fi viu, nu mi-au la revedere de la Rășița, de la oamenii ei minunat. Și, Domnule, țin să-ți mulțumesc că mi-ai făcut o descriere atât de frumoasă. Dă-i, Doamne, să se nască în fiecare an măcar câte 10 copii care să facă și să ducă mai departe Rășița. Și până la urmă, haide să închei cu o glumă. Nu vă uitați niciodată, și o zis filozoful Sâma, Doamne, nu ne da rău că nici noi n-am făcut bine la nimeni, dar o să facem dacă înainte. Și distracție plăcută la rugă! Eu vreau să-i spun lui ca Mihai că generația domniei sale nu-i bătrână, e mai de mult făcută. Și ca să-și aduc aminte de generația domniei sale, dar și de prima lui tinerețe, când a început să învețe jocurile, eu zic așa, să invităm în scenă pentru prima dată într-un spectacol lui Ico, formația de dansuri a Asociației Culturale Reșița Română, cum îți place metale să spui Reșița mea română, instruită de un tânăr din generația metale, Trandafir Cornean. Cu care am fost coleg de când am avut 14 ani. Ați văzut? Iar copiii care au între 6 și 12 ani vor juca un dans de Banat. Acum cofii de la câmpie, cofii de la munce, de pe tot cuprinsul Banatului, ne spune domnul Trandafir Cornean. Și om avea și niște copii care ori cânta. Hai să vedem ce iasă. Mulțumim încă o dată Orchestrei Brzava, orchestre de nota 10. Mulțumim! Și acum, dansuri cu Asociația Culturală Reșița Română și cu instructorul în frunte.